Să rămânăm în lumea Șerban, iar astăzi, așa cum v-am obișnuit, am să citesc o poveste din colecția Povești Nemuritoare, intitulată Cămila și Furnica, poveste populară arabă. Odată, o cămilă rămase cu ochii pe o furnică. Se minuna cum de putea căra, fără a se opri câtuși de puțin, ca să se odihnească greutăți de 10 ori mai mari decât ea. După ce o privi câtva timp, nu se putu abține să n-o întrebe. Cum de izbutești să cari atâta greutate fără răgaz? Și furnica îi răspunse. Ce te miri? Așa a fost întotdeauna. Tu nu cari saci grei pe spinarea ta. Eu când simt pe spinare câte un sac greu, parcă mi se îndoaie picioarele și mă cocoșez și mai mult decât sunt. Tu, în schimb, pari tare vioaie și parcă nici nu-ți pasă de atâta greutate pe care o tragi după tine cu atâta ușurință. Care să fie explicația? Se arătă nedumărită Cămila. Dar furnica o lămuri. Uite ce e, Cămilo, e cât se poate de simplu de înțeles. Muncind pentru mine însă, munca îmi pare mai ușoară. Pe când ție, îți pare o corvadă de nesuportat, fiindcă tu muncești pentru un stăpân. Spunând acestea, furnica își continuă sprintrănă lucrul, iar Cămila rămase și mai rău pe gânduri. Dar beduinul îi trânti niște saci gri pe spinare și o aduse la realitate. Aceasta a fost povestea de astăzi, iar în partea stângă ne vedem cu o altă fabulă.